Moment culminant. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia năvitorului. Maleah 3:2. Poporului Israel, datorită păcătoșeniei lui, i s-a interzis să se apropie de muntele pe care Dumnezeu era gata să coboare spre a-și face cunoscută legea, ca nu cumva să fie mistuit de slava arzătoare a prezenței lui. Dacă astfel de manifestări ale puterii lui Dumnezeu au marcat locul ales pentru proclamarea legii lui, cât de teribil trebuie să fie completul lui de judecată atunci când va veni pentru a duce la îndeplinire aceste rânduieli sacre? Cum vor putea cei care i-au călcat în picioare autoritatea să suporte slava lui în ziua cea mare a răsplătirii finale? Când prezența divină s-a manifestat pe Sinai, slava Domnului era asemenea focului mistuitor, dar când Domnul Hristos va veni în slavă cu îngerii lui sfinți, întreg pământul va străluci de lumina grozavă a slavei lui. Niciodată de când a fost omul creat, nu s-a văzut o astfel de manifestare a puterii divine ca atunci când a fost proclamată legea pe Sinai. În mijlocul celor mai îngrozitoare convulsii ale naturii, vocea lui Dumnezeu, asemenea unei trâmbițe, s-a auzit din nor. Muntele se clătina de la bază spre vârf și oștile lui Israel, palide și tremurând de groază, s-au aruncat cu fețele la pământ. Cel al cărui voce zguduia atunci pământul a declarat: voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Când Moise a coborât de pe munte dinaintea prezenței divine, unde primise tablele mărturiei, Israelul vinovat nu a putut suporta slava care strălucea pe fața lui. Cu atât mai puțin vor putea călcătorii legii să privească la Fiul lui Dumnezeu când va apărea în slava Tatălui Său, înconjurat de oștile cerești, pentru a aduce la îndeplinire judecata asupra călcătorilor legii și a celora care au respins jertfa lui ispășitoare. Dar în mijlocul judecății divine, copiii lui Dumnezeu nu vor avea de ce să se teamă. Domnul este scăparea poporului său și ocrotirea copiilor lui Israel. Ziua care aduce groază și nimicirea pentru călcătorii legii le va aduce celor ascultători o bucurie negrăită și strălucită.